Zilnic, mai mult de jumătate dintre copiii aduși de părinți la medic sunt diagnosticați cu viroză, pneumonie și alte afecțiuni respiratorii. Specialiștii susțin că această explozie de cazuri de viroză sunt cauzate de fluctuațiile de temperatură, dar și din cauza intrării copiilor în colectivitate. Am început școala de o săptămână, aproape două, și de ieri o doare în gât, nasul confundat, tușim. Mi-am făcut temperatură și aseară și am venit să vedem. Nu-i dau după ureche, tot timpul venim la domnul doctor. Tratarea copiilor după metode tradiționale trebuie evitate, spun medicii. Prefer să țin copiii departe de spital. Costurile sunt mult mai mici dacă îi tratez în ambulator decât dacă îi tratez în spital. Și bineînțeles că boala trece mai repede și mai ușor la copiii care sunt în mediu familiar. Acum reușita intenției și intenția mea este bună, dar reușita ține totdeauna de aparținători, de membrii familiei, dacă îi administrează corect tratamentul, dacă știu să combată simptomele, în special febra, pentru că asta îi sperie cel mai mult. În următoarele zile, temperaturile vor scădea, iar efectele vor fi din plin resimțite de cei vulnerabili, copii, bătrâni și bolnavi cronic. Cea mai bună soluție pentru a-i feri pe cei mici de astfel de afecțiuni rămâne vaccinarea. Până atunci se recomandă consumul de fructe și legume proaspete, dar și o atenție sporită la hainele cu care ne îmbrăcăm, care ne pot salva de la o răceală de sezon.